ziua! Astăzi vom face un vlog cum să-ți antrenezi părinții. Eu o să fiu antrenorul tati și eu... Ce? Eu nimic, abia aștept să văd cum arată un astfel de antrenor. Și el o să fie elevul meu. Deci eu o să-l antrenez pe el. O să trebuiască să facă tot ce spun eu și o să fie foarte greu. Cât de greu poate să fie? Da, desigur, cât de greu poate să fie? Foarte greu! Tu deja știi că o să fie foarte greu, dar o să leșin! Eu să leșin, eu sunt puternic. O să rezist antrenamentelor tale. Bine, dar o să trebuiască să te antrenezi ca niciodată! Și? Bine, acum eu o să rog pe tati, musculosul ăsta, să... Scuze, sunt minte, gata, nu zic nimic. Să facă ce fac, ce vreau eu. Prima o să facem stretching. Stretching este ceva te întinzi. Când te-ai trezit și tu te întinzi și crești mare, mare cât tata. Stai un pic, dar de ce este important stretching-ul? Stretching-ul e important ca și cum e, ca și cum n-ai face încălzirea înainte de tenis. Adică te rupe un picior sau o gleznă? A, dacă faci încălzirea și stretching-ul, nu-ți rupi nici un picior, nici o gleznă. În regulă, am înțeles. Bun. Acum, prima parte, ne luăm de picior și tragem tare. Așa? Spatele drept, aici. Bun. Foarte. Celălalt picior. Bun. Nu, mâna poți să o ții în șur. Bun, gata. Acum. O să trebuie să facem cu mâinile așa. Cu mâinile așa. Aici. Gentil de tare. Capul spre tavan. Ne întindem. Apoi. Așa. Ce-am crescut? Acum, așa, te întinzi spatele. Ajută la spate. Așa că, tati, foarte bine. Mulțumesc. Și acum o să facem un pic de... cum se numesc? Deci cum să fac? Așa? Foarte bine. Bun. Nu. Nu așa de jos. Uite, să-ți arăt. Trebuie să fie aici drept, la nivelul piciorului, și spatele drept, și un pic de tot, așa. Ok. Să nu depășească... Că ar fi cu un drum pe hartă. Bine. Așa, pe tot corpul, mă rog. Bine. Foarte bine. Nu așa jos, da? Îți zic eu când încep, tati. Scuze. Dar nu încep acum. Să încep? Începe! Când faci stretching, ce crezi tu că e mai bine? Iată! Bun, acum vom începe antrenamentul. Acum, tati o să fac așa. Eu o să fiu la el în cârcă și o să fac așa cu mine, cu spatele drept. Așa e prea complicat. Că nu o să te pot, o să te lovesc dacă o să fac așa din mâini. Nu, stai, o să faci aici. Ca și cum, aici sunt, nu mă vedeți. Bine. Și trebuie să și sar? Așa. Și trebuie să și sar? Da! Păi este prea greu pentru un tătic. Îți spun eu când încep cu fluierul acesta. Doamne, dar e dificil. Și? Salvați-mă, aici sunt! Salvați-mă, aici sunt! Gata, tati! Doamne, dai cu capul de tavan! Ce nată ești! Primești un 0! Un avertisment! Nu! Dar nu-i dea la mine! Ce-am obosit! Bun, acum o să trebuiască să faci flotări cu mine în spate! Păi
Păi sunt foarte grele. Câte? 30 de frunte? 30! Cum să fac 30 de frunte? Bine, bine. Doamne, e greu, este imposibil. Nu cred că fac 30 de frunte. Tati! Da, tu te pui doar acolo, trebuie să te lungești. 4, 5. Nu, până jos, până jos! Așa că te văd pe cameră. Foarte bine! Îi spune-o când să te oprești. Bă, am obosit. Mai fac, eu n-am zis să te oprești. Haide, dacă te faci de rușine, să-mi spuneți pe comentarii dacă trebuie să-i dau un 0 sau un 6. Nu mai pot. Și dacă am făcut 30, dar sunt foarte grele și treci foarte grea. Ce greu e. Acum, o să te rog să stai aici la perete așa. A, așa e simplu să stai. Și să stai așa, de parcă stai pe un scaun invizibil, dar nu stai pe nimic cu mine! Așa. Și, încă nu. Spun când încep, când spun eu. Așa. Acum, vede. Ah, Doamne, ce greu e. O să vedem dacă o să-i dea un 0, 4 sau 6. Eu prefer un 10. Pentru 10 ce trebuie să fac? Nu mai pot. Cât să stau pe scaunul ăsta invizibil care lipsește de sub mine, uite. Mă dor picioarele. Natalia este dificil să stau așa. Natalia este foarte grea. Vreau să mai stau. A primit un 10? Un 7. Oh, bun, și 7. De la 0 la 7. Așa. E un salt uriaș. Acum. Stai să mă gândesc. Scutură. Îmi place exercițiul scuturii. Uite. Aș putea să scutur așa tot antrenamentul. Gata, gata. Abdomene? Nu. Fărficări. Foarte căi! Aici! Să te rog, ai la nivelul ăsta să faci forfecări când te spune la tine lasă picioarele. Bine. Și? Așa e bine? Spatele drept să nu pot pune mâna. Așa, bravo! Dar tu de unde știi toate exercițiile astea? De unde știi toate exercițiile astea? E secret! Dar spune și mie secretul, nu-mi plac secretul. Toți trebuie să avem câte un secret. Vezi că ești o antrenoare foarte bună. Foarte bine. Iată cum plățișarele. Și cu vârbăria. Da. Foarte bine. Ești cel mai bun aliat, adică... Elevat meu, da. Acum, o să te rog ceva extrem de greu. Mă rog, asta nu intră în gust. Acum, o să te rog să te pui pe jos, pe planșă. Pe palme sau pe coate? Pe palme. Și cât să stau? Cu mine în spate. Cât? Până lipte din piept. Nu, când zic eu. Acum, așa. Să vedem cât a fost. Doamne, ce antrenoare bună ești. Credeam că nu mai suflu. Un fluierul tău. Să ții mâinile așa. O să fie foarte greu. Nu e greu, este foarte greu. Este dificil. Hai că încerc. Dar nu trebuie. Amin. Salteaua.
Să mă gândesc. Bine, acum o să trebuie ascultat. Eu să mă urc la mine spate și părășul... Tu să te urci la mine spate? Nu, ar fi eu... primul exercițiu să te urci. Tu urci la mine spate. Stai, stai un pic! Gata cu vorbăria! Bun, îmi pare rău că am strigat la tine și... Chiar mai... mi-ai rănit sentimentul. Toate! Hai, nu faci așa. Hai să începem. Bun, el o să... eu o să urc la el în spate și o să fac un genoflexiune. Haide, cu mine în spate și brășul să fie la mine în spate. Foarte bune. Ce mi-ai pus la treabă? M-am obosit foarte tare.
Când se termină? Mă mai gândesc încă la un antrenament. Acum tata o să facă abdomene cu pupic. Pe cine pup? Pe tine sau pe iepuroiul ăsta? Pe mine. Mi-e frică de pasul ăsta. Știu. Când te ridici, îi faci aici în burtică. Mie milă de iepuroașe, dau... Bine, nu-l folosim. Mi-e milă să lovesc iepuroașul. Dar nu lovesc iepuroașul, dar uite, să vă arăt. El de aici, aici se trezește, da? Păi dar nu-l lovesc, lovesc în aer mai bine decât în iepuraș. Păi da! Bine, dar păi în aer. Mă ține cineva de picioare sau trebuie să fac cu forța propriu? Eu? Păi și o să te lovesc pe tine dacă mă ții tu. Vezi cu pupici. Stai un pic. Spuneți-mi pe comentarii dacă vă plac să încercați chestia asta, cum se numește? Abdomene cu pupic. Să încercați cu părinții voi, cu tatăl vostru, să-i puneți la treabă, să-i obosiți ca apoi să nici să nu vreau să faceți sport. Acum, tu o să faci singur și o să lovești în aer. Nu, îmi spun eu când să încep. La 4. Așa, bun, acum începe. Dacă tatăl vostru vă mai o să alerge să facă sport. Când se termină antrenamentul ăsta? Să mă mai gândesc la un lucru și s-a terminat antrenamentul. Acum vreau să se ridică. Să se ridice tăi. Acum... Nu mai pot, am obosit rău de tot. Oh, nu, dragule! Doar un antrenament și se termină complet. Uite așa. Așa, dacă să fie ridicat și cu mine aici. Cu mine acolo, bine. Nu, cu mine aici. Nu cred că o să pot asta. E greu. Pot. Și acum, partea cealaltă? Cred că o să ne gândim la asta. Dar te rog, nu te mai lăsa. Da. Păi, tu ești o stai. Bine. Ce greu a fost. Gata antrenamentul, ai promis că e ultimul exercițiu. Gata. Să vă abonați pe like. Să vă abonați și să-mi scrieți pe comentarii ce credeți voi că alte antrenamente se pot face că le poți da părinților. Să-mi scrieți pe comentarii. Pa!